Dar e mică. Acolo cred că ninge. Noi n-avem 4x4, nici troliu. Hei, hei! Astăzi mergem în vizită la Muntele Mare să vizităm pietrele cântătoare și turnul de veche al Muntelui Mare. N-am fost niciodată, tot am trecut din zona în apropiere. Cred că face parte din stațiunea Puscat, oricum, la Muntele Băișorii. Și mergem și noi să vedem dacă mai prindem un pic de zăpadă. Pot urca cu mașina.
trimis-o pe el ca să vedem dacă pot să parchez acolo sau să întorc. Să mă întorc undeva, să las undeva pe margine și merg pe jos. Dar nu mai pot urca de aici. Mai mere mașina. Nu mai merge nici în față, nici în spate acum. Poate mai mere. Da, ce ai rezolvat? Acolo iasă loc, dar n-ajungi până acolo. Împinge-mă un pic. Lasă-o mă împinge, stop. Ce să N-ai împinge acum. Hai că acum trece. Dacă o bag aici în șanț, m-am scos. Nu pot că o suspind. Nu-i șanț. În stânga este semn. În stânga este semn de traseu. Păi da, dar tu ai zis că aici o să mă pus în fapt. Aici, da, nu pot. Nu ți ajunge. Păi eu cam aici am calculat să te întorci. Măcar până aici. Dai așa încet. Cu spatele un pic, pa dai cu fața un pic cu fața. Și după unde l-au luat pe aici?
Hai. Da. Păi măcar aici. Dau cu spațiile până aici? Da. Nu mai spun nici. Noi n-avem 4x4, nici troliu. Dar e mic. Au bine, așa că o blochez aici. Da. Încă un pic poți. Așa. Așa. Și acum în dreapta. Un pic în dreapta. Nu? Da. Atunci las așa. Ai, 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 ai. Am pornit pe jos. Cred că am suspendat mașina. Și vedem că ne întoarcem acum. N-am mai stat să o mai scot, că era parcată bine. Parcată bine. Când ne întoarcem, cred că avem misiune. Că stați până la final, vedeți. Reușim, nu reușim. Mă apuc și bag crenci și preșurile de la... Nu știu dacă e să fie așa, că e foarte josă și automat, n-am ce să-i fac. Poți mâncezi din ambreiaj, din ele nimic. Nu știu cât avem nemers pe jos, vreo 6 km, cred că cu mașina a putea 15 minute. Vedem. Am uitat acum pe GPS și pe jos avem de mers o oră jumate. Deci cu mașina era 15 minute. I-am dat abandon. N-am ce face. Veni la vară. Mi-a venit la vară. Am întâlnit de oameni pe drum, mai ales să îi ajungem din urmă, să rugăm să ne ajute, să împingem pe mașina de acolo. Din șanț. Da, putem scoate, ce să zic. Că nu îi bai. Ne-au ajutat oamenii să scoatem. Domnul ăia. Nu trebuie întinsă foarte tare, dar fără ei nu cred că nu avem cum să scot. Acum am accelerat, am intrat mai tare în șanță. Da, de nu mă trage acum pe aici în ăsta sau... Ha ha ha.
film. Zis, doamne, că prin Albal, dacă mi-am ajungeam mai repede, că pe aici o oră jumătate, știa și ei, știu eu, că avem DNS până la noapte, dus întors. Tu ai parcat așa rău aici. Suntem în martie și că se dau oamenii pe schiuri. Asta e cu revanșul. O să fie cu revanșul. De câte ori am pățit de astea. Chiar pe drum povesteam că am fost acum câțiva ani prin Alpi. Nu mai știu, acum vreo 4-5 ani, 6-7, nu știu că am fost de vreo 3 ori. În Elveția și în iunie, la jumatea lunii iunie, nu am putut trece un vârf să ajungem spre Chamonix în Franța. Că erau blocate drumurile de avalanșe,
După am ocolit vreo 80-100 km să mergem prin alt, pe alt vârf. Și ăla era ca în film, și ziceai că e platou de filmare. Zăpadă nu avea ce căuta pe acolo cu mașină și cu toate astea era locuit vârful, adică nu neapărat de cabanieri, de localnici. Și ei foloseau tren ca ăla din Anglia, în Franța. Urcai cu mașina pe vagon și te trecea vârful. Prin tunel, o parte mea e pe lângă. În iunie, nu? Dai seama, trebuie să merg acolo în august. Dacă ai noroc și în august. Vedem că vrem să merg cu vaca la păscut. Au. Copii, bă, să da. Ei de mers. Se distrează copii. Unde e mai?